Sute de oameni s-au strâns în acest weekend pe platforma din Cireșu a Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți, unde s-a desfășurat un eveniment de excepție sub atenta coordonare a autorităților județene, în colaborare cu directorul Geoparcului Platoul Mehedinți, Claudiu Cenușe. 3, 2, 1, start! Aventură pe cinste în comuna Cireșu, județul Mehedinți. Sute de oameni s-au strâns pe platforma din Cireșu a Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți și s-au bucurat de atmosfera minunată a muntelui, muzica live, foc de tabără și mâncare bună gătită la ceaun într-un eveniment dedicat copiilor cu prilejul zilei internaționale a acestora. Alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, au fost prezenți Alin Isuf, prefectul județului Mehedinți, parlamentarii PSD Mehedinți, Liviu Mazilu și Alin Chirilă, secretarul de stat Bogdan Simcea, colegii din Consiliul Județean fiind gazde pentru președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu, senatorul de Gorj, Costinel Rujan și președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost prezent la acest eveniment, unde s-a bucurat cot la cot cu participanții, i-a încurajat și a susținut pe toți concurenții care s-au aventurat în competițiile organizate de cei de la Geoparc Platoul Mehedinți. În aceste zile se desfășoară în comuna Cireșu, la inițiativa și în organizarea Geoparcului Platoul Mehedinți, evenimentul Aventură în Platoul Mehedinți. Mă bucur că s-au înscris mulți participanți. Asta înseamnă că sunt mulți iubitori care iubesc sportul în natură. Mă bucur că ai mei colegi de la Geoparcul Platoul Mehedinți au organizat acest eveniment. Am avut și noi posibilitatea să-l susținem și îi invit pe mehedințenii noștri să vină într-un număr cât mai mare la astfel de evenimente care se desfășoară aici, care și în lunile următoare se vor desfășura și în nordul județului, pentru că avem locuri frumoase, avem locuri unde dumnealor pot face sport și evident că acest lucru prinde foarte bine pentru sănătate. Țin să felicit în mod deosebit, în primul rând, pe directorul de la Geoparcul Platoul Mehedinți, pe Claudiu Cenușe, dar în egală măsură și pe colegii noștri din această instituție, care și-au dedicat timpul în ultima perioadă acestui eveniment. La Geoparc Mehedinți Adventure au fost prezenți de asemenea cei doi membri ai Partidului Social Democrat, care întotdeauna au fost alături de cetățeni, atât în momentele de cumpănă, cât și în momentele fericite precum acesta. Așadar, Liviu Mazilu, senatorul PSD Mehedinți, împreună cu Alin Chirilă, deputat PSD Mehedinți, au fost extrem de încântat să fie în mijlocul acestor evenimente, bucurându-se de cadrul natural și liniștea comunei Cireșu. Încep prin a-l felicita pe Claudiu Cenușe, care este șef Salvamont și Geoparc. Îl felicit pentru foarte bună organizare și un eveniment inedit, așa cum până acum în județul nostru, în județul Mehedinți, nu a mai fost. Din câte știm, au fost mai multe activități foarte frumoase. Aseară a fost un foc de tabără, un concert, azi au plecat prietenii și mehedințenii noștri și nu numai într-un concurs de cross și înțeleg că tot asta se va desfășura și plimbări cu bărcuța în preajma peștei Topolnița. Mâine sunt și concurs de bicicletă, așadar sunt multe evenimente frumoase pentru nu numai pentru tine, cât și pentru cei adulți, deschise pentru toate județele țării, astfel încât aici s-a creat o emulație, sunt foarte mulți tineri, foarte mulți oameni și ne bucurăm că județul Mehedinți are astfel de evenimente și îl felicit încă o dată pe Claudiu pentru și toată echipa din tot ce a făcut pentru noi. Secretarul de stat Bogdan Simcea s-a alăturat colegilor săi din cadrul Partidului Social Democrat, fiind bucuros să participe la un eveniment care promovează sportul și mișcarea în aer liber. Mă bucur să mă aflu în comuna Cireșu, alături de președintele Consiliului Județean și colegii mei parlamentari, Alin Chirilă și domnul Liviu Mazilu. În primul rând aș dori să felicit organizatorii Geoparc Mehedinți și Consiliul Județean pentru cea de-a doua ediție a acestui eveniment. Mă bucur că astăzi văd destul de multă lume. Se pare că acest eveniment a devenit tradițional și sperăm ca în perioada următoare să devină și un eveniment la nivel național. Buna colaborare dintre autoritățile locale din comuna Cireșu și conducerea Geoparc Platoul Mehedinți au avut drept rezultat acest eveniment reușit, iar dovada cea mai bună au fost râsetele și voia bună care au răsunat pe platforma din Cireșu a Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți. În primul rând mă bucur că comuna Cireșu găzduiește un asemenea eveniment și pe această cale țin să mulțumesc în primul rând domnului președinte al Consiliului Județean, Alin Georgescu, că a ales ca să desfășoare aceste activități frumoase în localitatea noastră și în al doilea mulțumesc și domnului director Claudiu Cenușă pentru această implicare.
Deci mă bucur foarte mult și locuitorii comunei mele se bucură la fel. Urez în continuare să aibă multe evenimente și multe ediții de asemenea manieră și în anii următori. Am dat startul și concursurilor de la Geoparme Hedinț Adventure, concursurile de alergare montană pe cele două trasee, traseul Visoca-Ran Adventure și Scoruș Race. Concurenții noștri au plecat pe traseu de aproximativ 10 minute, îi așteptăm la start. Traseele sunt marcate impecabil, zicem noi, și nu ne lăudăm cu asta. Am încercat pe cât am putut să se simtă concurenții în siguranță, să fie puncte de alimentare din loc în loc, să fie indicatoare la tot pasul pentru a nu se rătăci și să se întoarcă cu bine la bază. Îi așteptăm cu drag, vremea ține cu noi, este ok, voie bună! Aventura a ținut 3 zile și 3 nopți, iar participanții care au venit din diferite părți ale județului s-au putut bucura și au putut lua parte la diverse activități, precum concursul de alergare montană, cursa family, concurs MTB pentru pasionații de adrenalină, parc de aventură pentru copii, cu tiroliană, panou de cățărat, activități speologice în peșterile Topolnița și Epuran și plimbări cu caiacele. S-a părut traseul. Foarte frumos, cald, mai cald ca la noi în zonă. Foarte frumos, mi-a plăcut. A fost greu? Acceptabil. A fost o excursie și un lucru de neuitat. Pentru că aici am putut face lucruri ce nu le putem face într-un alt loc și într-un final am ascultat muzică, am văzut focul de tabără, a fost minunat. Mi s-a părut foarte fascinat pentru că am văzut multe lucruri interesante, ne-am distrat, ne-am jucat și ne-am dat cu tiloriana. Vei mai reveni și în anii următori? Cu siguranță! Nu au lipsit nici activitățile pentru cei mai liniștiți care au vrut să se bucure de natură și să profite de acel loc încântător pentru a se relaxa. Așadar, aceștia s-au putut bucura de foc de tabără și muzică live. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a fost alături de cei înscriși la start și a încurajat pe cei ce s-au aventurat în cursele de alergare de 18 și 23 de kilometri de-a lungul traseului stabilit de organizatorii Geopark Mehedinți Adventure. Zeci de bicicliști s-au înscris la start în cursele de MTB 55 și 27 de kilometri în cadrul ediției a doua a Geopark Mehedinți Adventure. Tinerii experimentați sau mai puțin experimentați, dar dornici de aventură, au pornit duminică pe traseele din Geopark Platoul Mehedinți cu dorința de a aduce cursele până la capăt și chiar de a avea un timp cât mai bun. Participanții s-au simțit minunat, deși a fost o adevărată provocare să parcurgă traseul. Aceștia nu s-au dat bătuși și au reușit să obțină rezultate deosebite, fiind foarte încântați de oportunitatea de a vedea frumusețile acestui traseu în timp ce pedalau. Am ajuns primul astăzi la categoria de e-mountain bike, la cursa cea mare, o cursă foarte solicitantă, având foarte mult nămol, ceață, ploaie, foarte alunecos peste tot și am ajuns pe primul loc. Ai mai fost și în anii trecuți? Anii trecuți nu am fost aici, e prima oară și voi veni de câte ori este posibil cu mare, mare plăcere. Zici că îți place inițiativa celor de la Geopark care au organizat totul pentru voi. Chiar vreau să le mulțumesc celor de la Geopark, Salvamont, pentru traseul care a fost foarte bine marcat. N-am avut niciun fel de greșeală a traseului, totul foarte bine marcat și la fel, aici în tabără ce au organizat, jos clăria. Le mulțumesc din suflet și voi reveni cu cea mai mare plăcere în curând. A fost un traseu destul de bun, mă așteptam să fie mai mult noroi. Mi-a plăcut coborârile, urcările, deci a fost foarte fain. Am înțeles că ai ajuns prima. Da, am ajuns eu prima, mama a doua. Am participat la cursa de mountain bike a Geoparcului, organizată de Geopark. Traseul a fost excepțional, deși a plouat și temperaturile au fost destul de scăzute. Peisajele sunt superbe, s-a desfășurat în zona Cireșu, recomandăm tuturor amatorilor de bicicletă sau plimbări să vină aici în zonă. Am avut și concert aseară, totul e bine. Evenimentul a fost unul de succes și asta datorită implicării active a autorităților județene, în special a președintelui Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, care a fost mereu alături de cetățeni și a sprijinit evenimentele de acest fel. Acesta a felicitat toți participanții și în special organizatorii și voluntarii echipei Direcției Administrarea Geoparcului Platoul Mehedinți și directorul Cenușe Claudiu pentru organizarea reușită a evenimentului. Buna colaborare a autorităților locale și județene s-a materializat întotdeauna în evenimente reușite, precum a fost și Geopark Adventure Mehedinți.